Acuzații grave la adresa medicilor de la Spitalul Orășenesc Horezu după ce un bărbat a murit în urma unei banale clisme. Familia acestuia susține că a intrat în spital pe picioarele lui, iar starea de rău s-a instalat imediat după spălătura intestinală. Medicii l-au trimis însă acasă, recomandându-i să se trateze cu paracetamol și algocalmin. După doar câteva ore, pacientul a revenit la spital cu dureri insuportabile. Din păcate, medicii și-au dat seama cât de gravă este starea lui abia a doua zi dimineața, când au hotărât să-l transfere la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea, unde a fost operat de două ori. Vâlceanul a pierdut lupta cu viața la scurt timp după a doua intervenție chirurgicală. Conducerea spitalului din Horezu respinge acuzațiile familiei. Toată lumea a intrat singur pe picioarele lui în spital, deci nu avea nicio durere, absolut nimic. Eu m-am întors la spital împreună cu mama mea. Am găsit pe tatăl meu la urgențe. Am găsit pe tatăl meu, cum v-am spus, cu dureri abdominale, tremurând, vorbea prea puțin, era galben la față, galben și mâinile le avea galbene și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Ne-a spus că i s-a făcut o clismă, i-a făcut o primă clismă și mi-a zis că nu ar fi ieșit nimic, nu știu. Și am încercat a doua oară și a doua oară când am încercat a simțit o durere mare în intestine și a încercat să oprească pe doamna infirmieră care i-a făcut clisma. Și aceasta am înțeles că a țipat la el și a zis să stea cu minte să poată să o fac. Și a insistat doamna infirmieră și a făcut acea clismă. Am stat de vorbă cu domnul doctor, Săraru. Mi-a zis că crede că nu este nicio problemă, că este normal să-l doară burta după ce i-au făcut o clismă, dar o să cheme un medic radiolog de acasă să-i facă o radiografie. A chemat un domn doctor radiolog, domnul Onac, i-a făcut o radiografie. Chiar eu am stat de vorbă cu domnul doctor și l-am întrebat, domnul doctor, i-ați găsit ceva, tatăl meu, are ceva grav? Nu, chiar puteți să-l luați acasă, mi-a zis domnul Onac. Revenind la domnul doctor Săraru, am mai vorbit după aceea cu dânsul și dânsul la fel, că nu este nicio problemă, putem să-l luăm acasă. În jurul orilor 20. A semnat ceva, că pleacă pe Absolut nimic. S-a completat vreo fișă, ceva? Absolut nimic. Nu s-a completat. Și le-ați luat acasă? Pe 18 seara? Pe 18 la orele 20. Înainte să plecăm acasă, l-am întrebat pe domnul doctor Săraru și ce putem să-i dăm sau de dure, să avea și frisoane și temperatură tatăl meu. Și mi-a zis, luați algocalmin cu paracetamol de la farmacie. Am oprit la o farmacie. V-a prescris? Nu, verbal. Deci verbal. Nu. L-am întrebat. Și mi-a zis, algocalmin și paracetamol. Am ajuns acasă în jurul lor 20 cu tatăl meu. Starea lui a început să se agraveze. Tremura, avea temperatură, îi făceau dinții, făceau nu mai putea. Mi-a zis să fac focul la centrală, am făcut focul, degeaba, avea o plapumă pe el, era cald în casă, dar el avea frisoane. Și acuza dureri mari de intestine și în zona inghinală, în zona testiculelor. Că l-ard și am stat cu el până în jurul lor 23. Tot striga că, aoleo, eu mor și mor, cheamă frață și surorile, are un frate și trei surori, să vie că eu mor și mor și mor. Asta ne spunea mereu, ne repeta. Când ați văzut că starea se înrăutățește, a sunat la salvare sau la... Ne-am dus tot noi cu mașina în jurul orei 11. Pacientul a fost transferat la spitalul din Râmnicu-Vâlcea abia a doua zi, pe 19 septembrie, după aproximativ 12 ore petrecute în spitalul din Horezu. Aici, bolnavul a fost operat de două ori. Din păcate, Kiril Bălașa a pierdut lupta cu viața după ultima intervenție chirurgicală. Familia lui consideră că ar fi putut fi salvat dacă transferul la unitatea medicală de urgență din Râmnicu-Vâlcea s-ar fi făcut în timp util. Pe de altă parte, conducerea spitalului din Horezu susține că medicii au făcut tot posibilul pentru a-l salva pe Kiril Bălașa. Insuficiență organică multiplă. Aici. La punctul B spune șoc septic. La punctul C retroperitonită operată. Și la punctul D pune boală inflamatorie pelviană cu punct de plecare neprecizat. Și la punctul 2 pune constipație cronică, insuficiență
cardiacă congestivă. Noi considerăm că s-a făcut o mare, mare greșeală, a fost total, total ignorat, pentru că dacă au văzut starea în care e și au considerat că nu e de competența lor, trebuia să-l fi trimis undeva, să fi zis, nu e de noi, îl trimite mai departe, oriunde ar fi fost, la capătul pământului. Dar nu ne-a zis nimeni nimic. Din punct de vedere al nostru, al spitalului Orășenesc Horezu, medicii și personalul medical a făcut tot ceea ce trebuia să facă. Deci nu ne simțim vinovați cu absolut nimic. Omul s-a prezentat la spital pentru o simplă constipație, fiul acestuia vorbește numai prostii și postează peste tot numai prostii, lucruri neadevărate, dar asta o să stabilească instanța, probabil da. O să trebuiască să ne îndreptăm și noi împotriva dumnealui. Ne puteți spune care ar fi diagnosticul, cu ce probleme de sănătate a avut în momentul în care a ajuns la spital? Deci asta vă spun, s-a prezentat la spital pentru o constipație cronică, lucru care l-a recunoscut soția acestuia ulterior când s-a prezentat cu dânsul a doua oară la spital în acea zi. I s-a făcut o clismă, i s-a făcut o radiografie de orb să vadă ce și cum. După ce i s-a făcut clisma, omul a ieșit afară, n-a ieșit afară cu sânge, n-a ieșit cu nimic afară, înțelegeți? Și a plecat acasă ușurat, ca să zic. Apoi starea de sănătate a dânsului, deci probabil că avea probleme de sănătate mult mai mari decât spune aparținătorul respectiv. S-a prezentat la ora 11 noaptea din nou la serviciul de urgență, la camera de gardă, unde au făcut toate manevrele să-l liniștească, să-l tempereze până a doua zi dimineața, când i s-au recoltat analize, când i s-a făcut o rectoscopie, și la rectoscopia respectivă s-a constatat, sau așa echipa medicală care a fost acolo, că ar fi o tumoare de rect sau ceva de genul ăsta. Și atunci am luat hotărârea să-l trimite la Râmnicu Vâlcea. Deci asta e diagnosticul. Da, deci asta, așa s-a presupus, dar e un diagnostic, nu știu dacă s-a confirmat sau infirmat. Lucrurile pentru Este consemnat în fișele de observație acest diagnostic? Da, bineînțeles, cum să nu. Da. Da. Dar ne puteți spune de ce a durat atât de mult până când s-au făcut aceste analize a doua zi dimineața, dacă a venit la urgențe la... Păi da, domnișoară, noi nu suntem spital de urgență, noi suntem spital Orășenesc. Iar și aparținătorii domnului care a decedat, Dumnezeu să-l ierte, nu e plăcut. Într-adevăr, toată lumea când suferă o pierdere, mai ales când îți fieți părintele, e dureros. Eu îl înțeleg pe băiatul dânsului, dar acum trebuie să vadă și în spate, să uite ce antecedente medicale avea tatăl dumnealui. Ce probleme avea, ne puteți spune? Nu știu să vă spun, nu știu să vi le spun și chiar, adică nu vreau să... Familia spune că era sănătos, de asta vă întreb. Doar fiul dânsului spune că era sănătos. Și soția? Soția dânsului, când a venit, chiar l-a rugat pe domnul doctor Săraru, care a fost de gardă și era de gardă, și i-a spus că chiar îl roagă să nu-l trimită la Vâlcea, că o să trebuiască să ducă după el pe la Vâlcea și astea. Lucrurile astea nu sunt scrise și nu sunt așa, sunt lucruri care se întâmplă acolo și numai omul care a fost de față poate să le spună. Eu știu că am vorbit cu doctorul respectiv care a fost. Mă înțelegeți? Deci nu s-a stat deloc în plus. Dar în niciun caz pacientul nu a plecat în stare așa gravă cum se spune. Familia bolnavului decedat a depus plângere la parchetul de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea și Colegiul Medicilor. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat cercetări într-o cauză penală de ucidere din culpă, în care a fost început urmărirea penală în REM. Dosarul a fost înaintat către parchetul de pe lângă judecătoria Râmnicu Vâlcea cu propunere de trecerea cauzei la parchetul de pe lângă judecătoria Horezu. Familia a depus o plângere? Da. Înainte să înceapă? Da, ar fi depus o plângere la parchet inițial.
Acesta nu este singurul caz care a stârnit controverse în Horezu. Miercuri, 2 octombrie, tatăl unui băiețel de numai 2 ani s-a prezentat în ambulatoriul spitalului din Horezu la cabinetul medicului oftalmolog, după ce micuțul și-a dat cu praf de var în ochi. Oftalmologul a hotărât să-i trimită la un alt specialist, la spitalul județean din Râmnicu-Vâlcea, dar fără să cheme ambulanța. Pentru a ajunge la cealaltă unitate medicală, tatăl a fost nevoit să-l transporte pe băiat cu autobuzul. După aproximativ 15 km în comuna Bărbătești, micuțul s-a simțit rău, iar niște călători au sunat la 112 pentru ambulanță. A plecat cu el la doctora de familie. Doctora de familie zice că nu l-a trimis la Horezu. La oftalmolog. Da, la Horezu și de la Horezu l-au plătit acolo, i-au făcut niște picături. Dar de la Horezu s-a pus problema să-l interneze acolo sau nu, ceva? Nu, nu. Dar l-au trimis la un alt spital? Da, sau l-au trimis, zice, du-te la Vâlcea. Atât? Atât. Fără ambulanță? Fără nimica și a venit cu o bada până în vale. Deci a mers de acolo, de la Horezu, până aproape de casă? Da, până eu aici, în vale, în centru. A venit cu el cu autobuzul. Autobuzul, o bada. Și copilul a început să plângă. I s-a făcut rău. I s-a făcut un pic de rău. A coborât și a sunat niște femei, nu știu cine. Au văzut că i s-a făcut rău copilului? Da, și au sunat după ambulanță la Vâlcea și a venit ambulanța și l-a luat din centru. Din centru comune? Da, din centru comune. Și acum unde e copilul? Păi e la Vâlcea. La spital? La spital. E internat? E internat cu taxul. Prima discuție pe care am avut-o cu medicul oftalmolog care l-a văzut, doamna doctor a considerat că nu este o urgență și că nu-i pune viața în pericol și a hotărât să-l trimită pe copil cu bilet de trimitere la spitalul de oftalmologie din Râmnicu-Vâlcea, întrucât a constatat că tata nu se va descurca să-i administreze corect tratamentul cu picături și ce recomandase dumneai ei. Nu se putea administra aici în spital? Sau? A considerat că este mai bine să fie văzut, adică să stea într-un spital cu specific pentru afecțiunea oculară. Pentru că tatăl a fost nevoit să meargă cu autobuzul cu cel mic spre spitalul din Râmnicu-Vâlcea. Deci din discuția care am avut-o cu doamna doctora, tatăl a spus că se descurcă. Copilul de 2 ani a fost transportat cu ambulanța din stația de autobuz și până la spitalul județean de urgență din Râmnicu-Vâlcea, unde a fost diagnosticat cu arsură chimică la nivelul ochiului drept, după care a fost internat. Direcția Silvică Vâlcea are un nou director începând de astăzi. Funcția de conducere va fi exercitată de inginerul Gheorghe Grigoriță. Acesta va conduce direcția silvică pe perioadă determinată, până la finalul anului 2021, când va expira mandatul lui Gheorghe Mihăilescu în fruntea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Am venit azi la Râmnicu Vâlcea pentru că am și o schimbare de management. În sensul că urmare câștigării de către mine a concursului de director general pentru un mandat de 2 ani, am decis ca pe colegul meu, directorul tehnic Rădulescu, să-l ajut prin numirea domnului Grigoriță Gheorghe, a șefului compartimentului investiții regenerare de la Direcția Silvică, director pentru un mandat de 2 ani, cât eu contractul de director l-am suspendat ca urmare a prevederilor legale, că atunci când ai un contract de mandat, contractul de muncă ți se suspendă pe perioada aceasta. Domnia sa este absolventul Facultății Silvicultură și Exploatări Forestiere de la Brașov. A lucrat în această direcție silvică de peste 30 și ceva de ani, cred că 35 de ani, din 1987, deci sunt 32 de ani. Ne cunoaștem de o viață, am lucrat împreună, n-am avut o relație chiar așa de conformare, îi ceream foarte mult, s-a supărat pe mine că îi cer mult și că îl pun la muncă. Puteți să-l invitați în față, încerc. Da, chiar te rog să vii aici. Se supăra pe mine că, într-adevăr, lucrările care îi le ceream erau multe, dar au produs efecte favorabile. Cu el am făcut cabana de la Obârșia Lotului, acea cabană pe care o știți. Cu acele cabane frumoase de silvoturism din Vâlcea, cu el le-am executat împreună cu el, pentru că era drumurile forestiere din Vâlcea, pe care le vedeți bune, cu el și cu compartimentul lui le-am executat. Am alocat resurse financiare multe și pe el îl puneam la muncă și se supăra pe mine până seara târziu. De-aia am spus, o să vezi că va veni și răsplata. N-am știut vreodată că va fi această răsplată. Atunci era doar un principiu care spuneam că un om care muncește
că în general viața răsplătește. Sper să se conformeze reglementărilor și normelor. I-am spus că n-am niciun proiect personal pentru Bâlcea. Proiectul meu s-a mutat la București. Acest moment, proiectul meu este Regia Națională a Pădurilor Rompsilva. Mi-am asumat. Și cât Dumnezeu îmi va da sănătate și putere de muncă, acela îl voi duce până la capăt cât voi avea mandat. Mandatul meu se încheie în 2021, în decembrie. Sunt mândru că am fost desemnat astăzi pentru această funcție. Dorința mea este de a continua ceea ce s-a început și s-a făcut destul de bine până acum. Încerc să aduc mici îmbunătățiri sistemului, să păstrăm ce a fost bun, să evităm să apară micile probleme pe care dumneavoastră le-ați enumerat. Ce fel de îmbunătățiri? Îmbunătățiri, în primul rând, în sectorul silvic, respectiv asigurarea integrității fondului forestier, diminuarea pagubelor. Cum puteți face asta? Asigurarea integrității, adică mă gândesc ce puteți face în plus față de ce s-a făcut până acum. În plus, să respectăm legislația cu mult mai multă exigență, adică să nu dăm voie să se mai încalce suprafața de fond forestier. Zilele recoltei 2019 vor anima și anul acesta scoarul Mircea cel Bătrân din Râmnicu Vâlcea în primul weekend al lunii octombrie, râmnicenii și nu numai, fiind așteptați să sărbătorească împreună roadele toamnei. În organizarea primăriei municipiului, sărbătoarea tradițională a toamnei la Râmnicu Vâlcea, zilele recoltei, a ajuns la cea de-a noua ediție și se va derula în zilele de 5 și 6 octombrie în scoarul Mircea cel Bătrân. Peste 40 de producători de fructe și legume, de produse lactate și din carne, de murături, gemuri și dulcețuri, de produse apicole din Vâlcea și din județele învecinate, alături de agenții economici locali din domeniul alimentar, îi vor încânta pe vizitatorii târgului la standurile amenajate în principala piață publică a orașului, iar gospodinele vor avea de unde alege pentru a-și umple cămările cu roadele toamnei. Bineînțeles, nu vor lipsi meșterii populari, grătarele și nici mustul proaspăt stors, iar pentru ca tablou să fie complet, Municipalitatea Râmnicului a pregătit și un program artistic susținut de fanfara județeană Constantin Brâncoveanu, de orchestra Rapsodia Vâlceană, de grupul Voice Angels, coordonat de soprana Camelia Clavac, de elevii Palatului Copiilor Râmnicu Vâlcea, de trupa Mugurașii, Școala de Bele Arte și ansamblul Dor Junior. Deschiderea oficială a zilelor recoltei va avea loc sâmbătă, 5 octombrie, la ora 10, în prezența reprezentanților autorităților locale. Noul an universitar 2019-2020 a început cu emoții, speranțe și cu perspective încurajatoare pentru studenții și cadrele didactice de la filiala Vâlcea a Universității de Stat din Pitești. Deschiderea oficială a avut loc joi când Gaudeamus Igitur a răsunat pentru studenții Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul filialei din Râmnicu Vâlcea a Universității din Pitești. La festivitatea de deschidere a anului academic 2019-2020, printre cei care au ținut să fie alături de studenții care urmează la Râmnicu Vâlcea programul de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, s-au numărat decanul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie din cadrul Universității de Stat din Pitești, conferențiar universitar dr. Claudiu Langa, conferențiar universitar dr. Adriana Lazăr, lector universitar dr. Nicoleta Sămărescu, lector universitar dr. Eduard Ionescu și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, Alina Dobrete, inspector școlar management instituțional. Voi ați venit la cea mai mare facultate din cadrul Universității din Pitești, pentru că noi avem undeva la 2100 de studenți, din care 100 de străini.
Noi avem facultate și program pregătitor pentru cetățenii străini de învățarea limbii române. Și avem cetățeni străini chiar de pe tot globul pământesc, la propriu, la figurat. Că puține țări au rămas care să nu fie avut, de unde să nu fie avut studenți care să fi dorit să învețe limba română, în vederea rămânerii la un program de master sau de licență pe teritoriul țării noastre. De ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Pentru că sunt foarte multe acțiuni complexe. Pentru cei de anul întâi, ce putem face? Multe lucruri. O să vedem, o să venim în întâmpinarea dumneavoastră și cu un proiect roze, cei de ani mai mari, ca știu despre ce este vorba. Să nu care cumva să spuneți nu, pentru că trebuie în primul rând să gândiți că implicarea socială de care voi dați dovadă va contribui până la urmă la bunul mers al societății. De ce? Pentru că veți deveni un adult mai responsabil. Cei care ați făcut deja cu mine cursurile de sociologie educație, știți că asta mi-e formație și nu prea știu să vorbesc altfel. De asemenea, într-un timp, noi suntem foarte, foarte diferiți profesorii, medicină normală, că trebuie să învățați de la fiecare cei mai buni. Și poate o să fie și părți care nu vă plac în comportamentul nostru. Știți cum puteți să gândiți, cum să le transformați în elemente pozitive? Ei, uite, chestia asta eu nu o să fac niciodată. Și tot ai învățat ceva. Da? Întotdeauna trebuie să găsiți părțile bune și să fiți mai optimiști, mai pozitivi. Un alt aspect la care eu chiar țin, în adevărat, în sensul cuvântului, este cooperarea între voi. Conflictele au și ele unul oarecare rol pozitiv, dar bine ar fi să încercăm să le eliminăm. Imposibil, dar cel puțin să le ducem la cote acceptabile. Competențele pe care vi le veți forma voi prin acest program de studii de licență vă vor ajuta să vă integrați pe piața muncii într-o proporție covârșitoare. Cam 80% din absolvenții noștri se găsesc de muncă în domeniu. Puține facultăți se pot lăuda prin lucrul ăsta. Chiar foarte puține. Știți bine, probabil că aveți prieteni care au terminat nu știu ce facultăți și îi vezi că lucrează orice altceva decât ceea ce au studiat. Și lucrul ăsta mie nu îmi face de nicio clare. Tocmai de asta va trebui să, știu eu, să deveniți cu adevărat profesioniști cât de bine pregătiți. Am făcut această facultate ca și dumneavoastră. Sunt și la un master. Sunt cadru didactic titular în învățământ de universitar din 94, de când am terminat liceul pedagogic. Și relația strânsă pe care o am cu Universitatea de Stat din Pitești, respectiv cu toți cei care au predat la acest profil, din care dumneavoastră veți fi profesor pentru învățământul primar și preșcolar, s-a construit în timp. Mi-am permis să-i spun prieteni, pentru că legăturile pe care și dumneavoastră le veți forma cu cadrele didactice, să știți că vor fi trainice. Sunt de valoare și vă oferă exact ceea ce vă trebuie. Ca în momentul în care vă duceți la școală, la 1 septembrie, atunci când va fi acel 1 septembrie, să știți fiecare dintre dumneavoastră ce aveți de făcut. Deci prima importanță aceea de prietenă este aceea că mi se dragă această facultate și vin cu respect pentru dumnealor și pentru dumneavoastră, cei care veți fi cadre didactice la 1 septembrie. Cea de-a doua ipostază este simplă. Nu se poate o deschidere de an universitar într-un municipiu reședință de județ, fără participarea inspectoratului școlar. Prin doamna inspector școlar general Andra Bică, îmi permit, prin cuvintele dumneavoastră și prin calitatea dumneavoastră și prin calitatea pe care o am de purtător de cuvânt, să vă salut cu drag. Să vă spunem că întotdeauna inspectoratul, cel puțin în ultimii 4 ani, are porțile deschise pentru toate lucrurile. Așa cum știți, ca să vă puteți obișnui, există o mișcare a personalului didactic, care pentru noi începe din februarie, cu afișarea cursurilor. Dumneavoastră, sfatul meu, prietenesc, este acela de a vă trata cu seriozitate practica pe care o fac în educațiile de învățământ. Luați de la învățătorii metodiști, cei la care vă duceți dumneavoastră, tot ceea ce trebuie. Furați meseria. Nu vă învață nimeni cum să o predați. Dumnealor vă învață partea științifică, dar ca sfat, partea metodică se formează în timp și vine din acel ceva pe care trebuie să simțiți din interior pentru copii și pentru meserie. Să fii dascăl la cei mici, să știți că este un lucru foarte frumos. Am făcut 20 de ani lucrul acesta și l-am făcut cu drag. Dovadă stau generațiile care mă salută de fiecare dată sau mai nou acum în acest Facebook, îmi spun că am rămas de schimbat. Deci, nu vă doresc decât atât. Să vă bucurați de meserie în viitor. Să vă felicit că ați ales să deveniți colegi cu noi peste un an, doi, trei, că am înțeles că sunt și ani mai mari aici, nu numai de voci.
și să vă spun că la inspectoratul școlar veți găsi atâta timp cât suntem noi acolo, consilier. Un sfat vi-l putem da fără niciun fel de dificultate și lucrurile bune să știți că se construiesc împreună. Mă bucur să văd o clasă plină de tineri frumoși și sper să rămâneți așa până la finalul facultății, să nu obosiți, să nu vă consumați foarte mult aici, să vă faceți timp și pentru voi, să vă pregătiți cum trebuie, să fiți uniți. Ați auzit ce a spus domnul decan, că au fost situații și probabil că în orice facultate sunt situații în care colegial nu există relații extraordinar de bune, însă întotdeauna acestea pot fi gestionate dacă există înțelegere între voi și voi trebuie să veniți aici la facultate gândindu-vă că aveți de câștigat și că aici vă formați în continuare pentru o viață destul de grea în învățământ. Nu va fi o viață ușoară, ne vedeți aici zâmbind, dar viața în învățământ este o muncă continuă, o pregătire continuă. În pregătirea voastră veți termina aici facultatea, într-adevăr, licența, dar noi vă așteptăm cu brațele deschise și la programele de masterat, și la programele de grade didactice, și la alte cursuri de formare pe care le realizăm și de care veți avea nevoie, veți simți nevoia când veți fi profesoare, veți vedea. Ca să vă încurajez pe cei din anul întâi deocamdată, vă spun că aveți la Vâlcea o echipă de profesori tineri, care vă sprijină, vă ajută. Aveți în următorul an, la fel, unde vă puteți adresa direct. Aveți prodecan în relații cu studenții, aveți prorector în relații cu studenții, deci sunt foarte multe ajutoare, să spunem, și foarte multe solicitări și din partea noastră către dumneavoastră și din partea dumneavoastră către noi, care vor fi rezolvate cu siguranță. Vreau să vă spun celor din anii mai mari că mi-a fost dor pe voi. Pe voi cei din anul întâi vreau să vă felicit că ați făcut o alegere, eu zic, cea mai potrivită. Să lucrezi în domeniul educației este o cinste și o onoare. Și acum depinde de fiecare parte cum înțelege lucrurile astea. Însă facultatea noastră cu adevărat formează cadre didactice de viitor, pentru viitor. Nu numai din punct de vedere informațional, dar și din punct de vedere uman. Aveți șansa să lucrați cu profesori de renume. Chiar dacă suntem tineri, majoritatea dintre colegii mei sunt recunoscuți și în afară, în afara granițelor țării, prin numeroasele studii pe care le-au realizat, prin colaborările și pe latura de Erasmus și de altă natură cu facultățile din afară. Deci eu zic că trebuie să fiți mândri de acest lucru. Și la rândul vostru să accedeți către o asemenea postură. Să deveniți și voi, la rândul vostru, cadre universitare. De ce nu? Ne formăm. Și iată, relația noastră... Da, așa aici suntem într-un laborator, să știți. De la început vă spun asta. Noi vom lucra. Colegii din anii mai mari, cred că vă pot și dovedi cu realizările lor, dar ei vă pot confirma că noi chiar lucrăm efectiv. Eu vă felicit că ați venit la noi facultate. Vreau să vă spun că e important să vă bucurați de această etapă a vieții. E cea mai frumoasă etapă pe care o veți parcurge. Programul de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, Universitatea din Pitești, a fost creat pentru a răspunde noilor exigențe privind calificarea personalului didactic din învățământul primar și preșcolar. Acest program de studii este destinat atât absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, cât și cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar fără studii superioare, absolvenți ai liceelor pedagogice, școlilor normale, instituțiilor de învățământ de scurtă durată. Absolvenții acestui program de studii sunt licențiați în științe ale educației ca profesori pentru învățământul primar și preșcolar.
AJOFM Vâlcea organizează în data de 18 octombrie 2019, începând cu ora 9, bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, numărul 98, județul Vâlcea. Absolvenții unei forme de învățământ, promoția 2019, care încă nu și-au găsit un loc de muncă, au șansa de a intra pe piața muncii la bursa locurilor de muncă destinată lor. Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru ca aceștia să poată alege un loc de muncă conform pregătirilor profesionale sau să se informeze despre ocupațiile cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung. La acest eveniment pot participa și celelalte categorii de persoane care nu au loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia. Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare pentru absolvenți, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale, transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea. Precizăm că participarea la bursa locurilor de muncă pentru absolvenți este gratuită atât pentru angajatori, cât și pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii din județul Vâlcea care doresc să participe la acest eveniment trebuie să depună ofertele de locuri de muncă vacante la sediul AJOFM Râmnicu Vâlcea. Peste 4 milioane de lei atât are de încasat operatorul regional de apă și canalizare a Pavilesa Vâlcea de la populație, agenți economici și instituții publice din Râmnic. Astfel, pentru serviciile de apă și canalizare furnizate până la data de 4 octombrie, Apavil are de încasat 4.630.000 de lei de la râu Planicii din municipiu. Cele mai mari restanțe de 2.200.000 de lei le înregistrează agenții economici. De asemenea, Apavil mai are de încasat 1.400.000 de lei de la asociațiile de proprietari, 134.000 de lei de la instituțiile publice și aproape 900.000 de lei de la casele particulare din Râmnicu Vâlcea. Ca de fiecare dată, conducerea Apavilesa Vâlcea face apel către râu Planici să își achite în termen facturile pentru a nu risca aplicarea de penalități de întârziere, debranșarea de la rețeaua de apă și chiar acționarea în instanță în vederea recuperării sumelor datorate. Pentru un joc din Liga 4-a Vâlceană la fotbal ne-am deplasat pe terenul unei echipe nou promovată în acest eșalon. Bun găsit de la Sălătrucel! Aici, unde Alutus din localitate primește vizita experimentatei Viitorul Valea Mare. Întâlnirea contează pentru etapa cu numărul 5 și va fi condusă la centru de Marian Truță, ajutat la cele două linii de George Bogdan Păușescu și George Cristian Mărginean. În clasament, cele două formații ocupă locurile 12, respectiv 10. Gazdele, acum în atac, au irosit prima șansă prin Alin Albu, al cărui șut din poziție bună a fost rezolvat de portarul Marian Bărbuleț. Oaspeții au replicat prin Lucian Briciag, autorul unui șut bun de la mare distanță, dar golkeeperul Alexandru Didoiu a fost salvat de transversală. Au urmat două situații bune pentru gazde. Raul Miciuru a șutat din apropiere, dar Bărbuleț a fost la post, după care centrarea lui Miciuru a fost reluată pe lângă poartă de Marian Cărăbinean. Nu. Rămânem la poarta oaspeților, aici unde Sorin Niță a trimis periculos din lovitură liberă, Bărbuleț a respins în lateral până la Cristian Nuță, care a trimis defectuos. Nicolae Octavian Dina a scăpat singur pe partea stângă, a trimis la colțul lung, dar balonul a ocolit poarta celor de la Alutus. Lovitură de colț pentru gazde, execută Cărăbineanu. Alin Albu a venit la întâlnirea cu balonul și a stabilit rezultatul pauzei, 1-0. În debutul actului secund, trupa din Valea Mare a pus presiune pe poarta lui Didoiu, cel care a intervenit magistral la șuturile trimise pe rând de Lucian Briciag și Lucian Munteanu. Și totuși golul egalizator a venit în urma unui trasor, trimis exact în țintă de Ionuț Vâlcea. Mai mult, oaspeții aveau să preia și conducerea în urma unei lovituri libere transformată cu ceva noroc de Florin Diaconu. O altă lovitură liberă au obținut și gazdele în urma unui fault comis de Andrei Capitanu asupra lui Raul Miciuru. Execuția i-a
aparținut lui Alin Albu, care și-a trecut în cont dubla și a restabilit egalitatea. Oaspeții au avut o nouă oportunitate de a înscrie, dar Lucian Briceag a trimis peste transversală. Gazdele ar fi putut tranșa victoria în urma unui penalti controversat. La un duel între atacantul Cărăbineanu și portarul Bărbuleț, decizia a venit după discuția dintre centralul Marian Truță și asistentul George Bogdan Păușescu. Spre nemulțumirea oaspeților s-a dictat lovitură de la 11 metri, executată și ratată de Sorin Niță. Același jucător a avut o nouă șansă în prelungiri. La centrarea lui Raul Miciuru, Niță a trimis bine cu capul, Bărbuleț a intervenit la fel de bine și putem spune că a adus un punct echipei sale, pentru că rezultatul final a fost 2-2. Câteva concluzii după egalul de azi. Un meci cam de uzură, să zicem așa. Am avut multe faze de gol, dar n-am reușit să fructificăm. Consider că am pierdut 2 puncte, nu că am câștigat un punct, având în vedere că am jucat pe teren propriu și că am condus la pauză cu 1-0. Păcat că acest teren nu se prezintă în condiții bune și ne este foarte greu să jucăm pe el, mai ales că nu este udat. Dar sperăm că domnul primar și cei din conducere vor face ceva în privința asta și se vor rezolva lucrurile. Un meci slab făcut de noi, un meci disputat, am avut 11 metri care ne-am bătut joc de el. Ce, s-am pierdut punctele acasă, ca și meciul cu Șușanii. Asta am fi vrut să câștigăm noi. Mai mult n-am putut astăzi. Nu s-a putut. Un meci bun. Până la urmă, cred că rezultatul e echitabil. Au avut și ei ocazii. Am avut și noi, păcat de penaltiul care l-am ratat. Eu zic că dacă marcam din 11 metri, nu mai aveam probleme cu victoria pentru astăzi. Îmi pare rău că echipa s-a dăruit. Am avut și vreo 5-6 jucători care nu mi-au venit de bază, cu improvizații, cu... La una peste alta, per total, eu zic că am jucat bine. Valea Mare e o echipă foarte bună, vicecampioană la Seria Sud Liga 4 anul trecut. Acum 2 ani și acum 3 ani deja a câștigat campionatul în Seria Sud Liga 4. N-au vrut să promoveze la Superliga. Mă rog, dumnealor știu că sunt cheltuieli mai mari, e vorba de finanțe. Un joc bun. Sunt mulțumit de jocul prestat de echipa mea astăzi. Mă nemulțumește puțin rezultatul, da? Până la urmă e echitabil. Câteva concluzii după egalul de azi. Deci 2-2 un rezultat, zic eu, echitabil după numărul de ocazii și al gazdelor și al oaspeților. Problema este cu aceste distanțe mari, pentru că am fost nevoiți să ne trezim mai de dimineață. Noi la țară ne mai ducem și pe la nunți și băieții sunt obișnuiți să doarmă mai mult. A fost un meci echilibrat, o echipă sportivă care nu au fost faulturi dure. În concluzie, un rezultat echitabil. În etapa viitoare, Alutus va juca în deplasare la Băile Govora, în timp ce echipa din Valea Mare va primi vizita celor de la Victoria Frâncești. Atât de la Sălătrucel, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu. Astăzi vă propunem un interesant și atractiv cuplaj din Superliga Vâlceană la fotbal. Bun găsit de la Vlădești, aici unde vom asista așadar la 2 partide. Este vorba de etapa cu numărul 7, iar spectacolul va fi deschis de partida AS Băile Olănești, în calitate de gazdă și FC Băbeni. Un arbitru de prima ligă va conduce la centru această partidă. Este vorba de Cătălin Buș, ajutat la cele două linii de Marius Vlodeanu și Robert Băltac. Cele două formații sunt vecine de clasament la egalitate de puncte și ocupă locurile 6, respectiv 5. Pentru centralul Cătălin Buș a fost ultima repetiție înaintea duelului din prima ligă dintre Clinceni și FCSB, partidă la care Vâlceanul este component al brigăzii de arbitri. Prima mare ocazie a aparținut gazdelor atunci când o centrare a lui Ștefan Bolovan l-a pus în situație perfectă pe Alin Bunescu, al cărui șut din apropiere a fost respins de Laurențiu Cazan, reprofilat pe postul de portar în acest meci. În replică la o centrare a lui Constantin Văcaru,
mărcușor Călin ajunge prea târziu la întâlnirea cu balonul. Același Călin avea totuși să deschide scorul după ce a luat o acțiune pe cont propriu, a trimis plasat și l-a învins pe Georgian Vâlceanu. Până la pauză ar mai fi de consemnat faptul că formația gazdă a rămas în 10 oameni undeva prin minutul 30. Asta nu s-a văzut, cel puțin în debutul actului secund, atunci când un balon centrat de antrenorul jucător Ștefan Răcăreanu a fost întors de Octavian Andrescu pentru Ciprian Tudorică, al cărui șut din întoarcere a restabilit egalitatea. Mai mult, Alin Bunescu a pătruns în viteză în careul advers, a trimis puternic sub transversală și gazdele au preluat conducerea. Egalitatea a fost restabilită de Constantin Văcaru, dar oaspeții nu s-au bucurat prea mult, pentru că o pasă a lui Teodor Oprea l-a găsit acolo unde trebuie, pe Ioan Floricu, cel care l-a învins pe Cazan și Olăneștiul a trecut din nou la conducere. Cu 4 minute înainte de final, centralul Cătălin Buș a acordat penalti la poarta gazdelor. O contribuție importantă la ceea ce a urmat și-a adus-o antrenorul jucător Răcăreanu, care, așa cum se vede, i-a indicat propriului portar colțul pe care trebuie să îl aleagă la execuția lui Constantin Văcaru. Să vedem dacă a avut dreptate. Portarul Vâlceanu și-a ascultat așadar profesorul și a devenit eroul partidei, pe care trupa lui Răcăreanu a câștigat-o așadar cu 3-2. Câteva concluzii după această victorie. Un meci foarte greu. Am jucat în 10 oameni în minutul 30. Ne-am mobilizat a doua repriză și am câștigat. Mă bucur. Suntem o echipă nou promovată. Încercăm să jucăm cât mai bine, să câștigăm puncte. E foarte greu. Ne strângem foarte puțin la meci. Avem un lot limitat. Dar ușor, ușor, încercăm să obținem punctele acasă, în deplasare, la echipele de nivelul nostru. Urmează meciul cu Călimănești. Meci foarte greu. O echipă care face antrenamente, noi întâlnim doar sâmbătă, să jucăm, jucăm de plăcere, fără nicio remunerație. Dar sperăm să scoatem un punct și de acolo să încercăm ceva frumos pentru echipă. O victorie prețioasă obținută în 10 oameni. O victorie mai mult decât prețioasă pentru noi, ținând cont că aveam decât 8 puncte în toate etape. Mă bucur foarte mult joc, atitudinea băieților, am avut o atitudine foarte bună, chiar dacă am avut un om în minus de minutul 30, consider că am făcut un joc bun, pe ansamblu, cred că am meritat, ținând cont de efortul care l-am făcut noi cu om în minus, au avut și câteva ocazii, penalti ratat, sunt să-i mulțumesc lui George, e eroul nostru, știți că și anul trecut a apărat vreo 3-4 penaltiuri, un băiat deosebit. Toți băieții sunt de fapt deosebiți, s-au venit, au jucat, am avut bucuria de a-i vedea pe toți în vestiar după vreo 3-4 etape în care am jucat cu foarte mulți juniori și la Budești, cu Chimia. Mă bucur că au putut să vină și sperăm etapa viitoare la intermediară cu Călimănești să putem să ne strângem, să mergem, să jucăm. Vedem ce va fi, vom întâlni o echipă foarte, foarte bună. Am văzut și prima repriză la Costești, o echipă cu jucători tineri, un antrenor foarte bun. Încercăm și noi cât putem, am rămas foarte puțin seniori, ne bazăm pe foarte mulți juniori, mă bucură foarte mult atitudinea lui Neașa Ionuț, un jucător care ne-a ajutat foarte mult în ultimele 3 etape. De precizat că sunt copii născuți în 2004-2005, au făcut și buletinul unii dintre ei, am avut și jucători fără buletin pe banca de rezerve, am avut jucători de la Olănești. Sperăm să avem rezultate bune cu ei și de la anul să încercăm să facem o echipă mult mai bună la 1. Cam asta este obiectivul nostru. Pentru la anul să facem o echipă pentru campionat la 1. Acolo am discutat și cu oamenii de la primărie, ne-au sesionat și așteptăm să vedem ce va fi de la anul. În etapa următoare, echipa lui Răcăreanu se deplasează la Călimănești. În câteva momente va începe și cea de-a doua partidă din cadrul cuplajului fotbalistic de la Vlădești. Stejarii din localitate ocupă locul 11, penultimul cu numai 3 puncte și speră să iasă din această zonă la capătul jocului cu ocupanta poziția 8-a, Unirea Tomșani. La centru îl avem pe Ioan Iulian Mihai, ajutat la cele două linii de Paul Florin Păunescu și Adrian Chebar.
Albroșii de la Stejarul Vlădești au avut o primă ocazie la lovitura liberă executată bine de Bogdan Grătar, dar portarul Florin Oprița și-a făcut datoria. La aceeași poartă, Răzvan Popescu a fost aproape de gol, dar a trimis pe lângă. Scorul avea să fie deschis de Tom Șeneni în urma unui șut din afara careului mare, expediat de Ioan Surcel pentru 0-1. Stejarii nu s-au descurajat și au reușit să întoarcă rezultatul prin două goluri asemănătoare, înscrise de Vasile Matei. La puțin timp, egalitatea a fost restabilită de Petre Buliman. Mai mult, o inexactitate a portarului gazdelor a fost taxată prompt de Bogdan Șurlin și la pauză Tom Șaniol conducea cu 3-2. Misiunea stejarilor a devenit și mai grea în startul actului secund, atunci când Robert Iordanete a primit meritat cartonașul roșu. Și totuși, o lovitură liberă executată de Bogdan Grătar avea să aducă golul egalizator, înscris de Andrei Tarara. Echilibrul nu a durat prea mult, pentru că Șurlin a scos un penalti, Răzvan Milosteanu a transformat și oaspeții au preluat din nou conducerea. În timp ce președintele stejarilor, Sandu Rogojină, pregătea tradiționalul grătar, grătar jucătorul a executat o lovitură liberă, în urma căreia Matei a înscris și gazdele au egalat la 4. Finalul a aparținut oaspeților, care și-au materializat superioritatea numerică prin două goluri înscrise de Bogdan Șurlin, cel care a stabilit rezultatul final, Vlădești, Tom Șani, 4-6. Câteva concluzii după victoria de azi. Bună seara! O victorie muncită, ținând cont că mai mult de jumate din lot nu a venit azi. O victorie meritată și cu adevărat muncită. Urmează meciul cu Minerul Costești. Da, urmează un meci foarte, foarte dificil. Sperăm să ne strângem toți, să facem un meci bun. Păi ce să mai, a fost un meci de infarct. Demn de o finală de Liga Campionilor. Rezultatul, sau soarele mai bine zis, dăruit de cel de sus cu atâta generozitate. Și am întors privirea când la gaze, când la astăzi. Până la urmă am jucat mai bine și am câștigat. Felicitări și echipei gazde pentru maniera sportivă în care și-a desfășurat jocul. Felicitări și oaspeților care au luat tot. Da, este o rivalitate veche. În momentul de față, noi suntem în plină reconstrucție a echipei. Dacă ați observat, am avut 6 juniori în teren, toți 6 cu buletine și suntem, zicem, pe drumul cel bun. Deja o să urcăm în clasament, am fost pe locul 7 până astăzi. Cred că o să ajungem pe locul 6. Și să zicem că acum, după etapa 7, obiectivul nostru de terminare la sfârșitul campionatului în play-off este realizat. Urmează nu numai meciul cu Costești, urmează 3 meciuri extrem de dificile. Cu Costești la Tomșani, cu Călimănești la Călimănești și cu Drăgoești la Drăgoești. Deci jucăm cu toate echipele de pe podiu. Să sperăm că vom avea o comportare onorabilă și ne vom ridica la înălțimea la care sunt adversarii noștri, cele 3 echipe care le-am pomenit. Bună seara, în primul rând, și vă mulțumim că veniți aici la noi, la Stejarul Vlădești, în al doilea. Un meci bun al echipei mele, dar cu greșeli personale. Asta este. Sunt copii tineri, am jucat cu 4 juniori, 2001, copii tineri. E greu, nu se concentrează, au făcut un meci bun cu Costeștiu, venind acasă le-am spus, înaintea meciului, o să fie un meci greu, pentru că s-au cam umflat un pic, au zis că am făcut un rezultat bun la Costești și ei sunt păcat că n-au jucat rău, nu s-a jucat rău, felicit echipa adversă, pentru că asta e, au câștigat, meciul a fost strâns. Ce să mai vă spun? Ce așteptări aveți de la următorul meci? Următorul meci este miercuri. Foarte greu va fi să strângem, sunt 4 băieți care pleacă la facultate, foarte greu va fi să jucăm intermediare. Nu știu ce se întâmplă cu intermediarele astea, că nu trebuia să pun aceste intermediare. Am înțeles să jucăm la ora 3 după masă, nu știu. Sunt la facultate, sunt la servici, va fi foarte greu să strângem. Și astăzi n-am avut decât 3 rezerve, e foarte greu să strângem. Deja au plecat la facultate, sunt copii care... Foarte greu, nu știu ce face AJF-ul, dar e greu să jucăm intermediare. Sperăm să nu mai fie niciuna. În etapa următoare, stejarii vor juca în deplasare la Drăgoești, în timp ce tomșenenii vor primi vizita celor de la Minerul Costești. Punct final cuplajului fotbalistic de la Vlădești pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Daconescu și Paul Mocanu.